Noua politică agricolă comună cuprinde un concept diferit pentru fermieri, ecoschemele. Fermierii care nu vor respecta condițiile de aderare pentru ecoscheme ar putea primi subvenții mai mici cu 30%. Dacă fermierul nu face nimic în plus față de ce face acum, subvențiile scad exact cu valoarea care va fi destinată ecoschemelor. Cu 30% ar scădea plățile directe dacă fermierii decid să nu mai facă chiar nimic, a precizat Dacian Cioloș, președintele grupului politic Renew Europe în Parlamentul European. Practic, România va putea împreună cu organizațiile de fermieri, cu ONG-uri și alte entități interesate de mediu să definească care ar fi acele măsuri adaptate la diferite regiuni. Fermierii care vor dori să încaseze integral subvențiile pe hectar vor trebui să respecte noile scheme. Astfel, ecoschemele vor avea o pondere de 30% din valoarea plăților directe la hectar, sumă care va fi acordată doar agricultorilor care implementează practici agricole și măsuri benefice pentru mediu, respectiv măsuri prevăzute în noile scheme. Tipul măsurilor va fi decis de fiecare stat în parte, însă fermierii vor avea un cuvânt greu de spus în această privință. Cel mai probabil, statele membre vor defini o listă de măsuri din care agricultorii vor alege pe cele care se pot aplica cel mai bine. În Parlamentul European s-au definit deja o serie de obiective pentru aceste ecoscheme care vor deveni obligatoriu cel mai probabil din 2023, a mai adăugat Dacian Cioloș.